Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! Pentru că ne întâlnim în ajunul Învierii Domnului, începem emisiunea de astăzi cu un material realizat la Biserica Sfântul Nicolae din Comuna Bărbulești. Tot astăzi vă prezentăm o ediție specială cu cărțile pe față. Moderatoarea Monica Cornea și președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, Nicolae Păun, vorbesc despre valorile creștine. Tot în această discuție, aflați care sunt regulile care stabilesc cum anume pot fi cheltuiți banii de către Partida Romilor Pro Europa, asociația reprezentativă a romilor în Parlamentul României. În finalul ediției vă prezentăm cum s-au mobilizat tinerii din organizația Partida Romilor pentru a-și ajuta semenii să petreacă așa cum se cuvine sărbătorile pascale. Rămâneți alături de noi! Din Viața Romilor începe acum! Sâmbăta Mare, ziua în care toată suflarea creștin-ortodoxă așteaptă transformarea suferințelor în bucurie, pregătindu-se pentru miracolul Învierii, ne-am oprit la Biserica Sfântul Nicolae din Comuna Bărbulești, din județul Ialomița. Sfânta și Marea Zi a Paștilor este cea mai mare sărbătoare a creștinătății, sărbătoarea Învierii Domnului. O numim Paști pentru că și în Vechiul Testament aveam sărbătoarea Paștilor, la care însuși Hristos Domnul participă alături de Sfinții Ucenici și Apostoli și reprezenta o trecere de la robie la libertate a poporului ales de Dumnezeu, iar noi creștinii sărbătorim învierea Domnului nostru Iisus Hristos, acea trecere de la moartea duhovnicească la viața cea veșnică prin învierea Domnului Iisus Hristos. Această noapte trebuie să fie cumva bucuria bucuriilor, să fie pregătită în amănunt. Iar creștinul adevărat cu o viață creștinească se pregătește încă de la începutul triodului. De atunci de când începe pregătirea pentru lunga călătorie apostolului Paștilor, un post aspru pe care creștinii cu multă dragoste față de Dumnezeu îl țin și se pregătesc pentru această sfântă și luminată zi a Învierii. În fiecare an de Paști am sesizat pe fețele oamenilor o lumină, o bucurie nemai întâlnită. O lumină care ne face să înțelegem că prezența concretă a Harului Duhului Sfânt coboară peste ei la momentul primirii luminii și această bucurie o transmite și celor de acasă care nu reușesc să ajungă la biserică, iar cei care primesc lumina aici în zona noastră rurală, la sat, au obiceiul să împărtășească această bucurie a primirii luminii și cu cei care nu mai sunt în lumea aceasta, au trecut la cele veșnice, și se duc cu lumânarea aprinsă la cimitir. Cei pe care îi păstrează vii în inimile lor, le duc lumină și împreună se bucură. Familia sau cei apropiați din viața noastră nu vor muri niciodată, atâta timp cât noi îi iubim și păstrăm vii în inima noastră și îi pomenim și iată, le ducem lumină din lumină. Hristos ne-a arătat că prin suferință putem ajunge la înviere. Prin cruce ajungem la bucuria învierii. Mesajul bisericii noastre în ziua de astăzi, sâmbăta cea mare, este să se pregătească tot creștinul
Și așa cum zicem în cântarea cea în slava învierii, să iertăm unii pe alții și unii pe alții ne îmbrățișăm. Îmbrățișarea nu poate să fie fără iertare, că ar fi o salutare și o îmbrățișare falsă. Ar fi exact așa cum Iuda a ascuns, nu? Unii pe alții să ne îmbrățișăm și așa să strigăm. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat tuturor credincioșilor, fie rom, fie nerom, iubire, bucurie și nădejde în lumina învierii a Domnului nostru Iisus Hristos. Găsit, doamnelor și domnilor, vă spun astăzi la o ediție specială, așa cum v-am obișnuit, cu cărțile pe față. Invitatul meu de astăzi este domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, căruia îi spun bun găsit la emisiunea noastră. Am acceptat invitația voastră. Astăzi, sâmbătă mare a Paștelui, învierea Domnului are loc tradițional, așa cum știm, diseară, după ora 12, deci prin urmare trebuie să fim foarte atenți la subiectele pe care le vom dezbate și la modul în care ne vom exprima, pentru că sunt foarte multe persoane care cred eu că ne vor urmări și este posibil să se interpreteze greșit. Așa că te invit la calm și la cuvinte alese. Domnule Păun, așa cum spuneam, pentru că ne aflăm într-un moment special pentru toți creștinii ortodoxi, într-o ediție difuzată chiar în Sâmbăta Mare, înainte de înviere, aș vrea să începem discuția noastră chiar cu o temă legată de spiritualitate. Așadar, v-aș întreba, domnule Păun, cât de importantă este credința pentru etnia romă? Eu zic că este pe primul loc. Locul secund îl ocupă familia. Dar în cadrul familiei, bineînțeles că primul loc îl acordăm copiilor. Deci, eu ce spun acum, spun ceea ce simt și ceea ce am văzut în familia mea și în familia, ce să spun, familia multor romi pe care îi cunosc. Credința este fundamentală, adică e pe primul loc. Dumneavoastră considerați că este cumva, această credință este cumva venită din educație, din ceea ce generațiile trecute, eu știu, străbunicii, bunicii, părinții noștri ne-au insuflat încă din copilărie, așa e și în cazul dumneavoastră? N-aș spune extrem, dar sunt credincios. Este clar că este vorba și de o educație transmisă din generație în generație, educație religioasă și cu dragoste și iubire față de Dumnezeu, dar este și ceea ce cred eu că simțim. Eu nu cred că majoritarii nu simt la fel. Un număr destul de mare pe teritoriul României sunt creștini ortodoxi, sunt și catolici, sunt și de alte confesiuni, dar credința, din punctul meu de vedere, face omul să fie om, adică este întreg. Un om fără credință, Dumnezeu să mă ierte, dar nu prea văd cum poate să existe, deși știu că există și asemenea categorii de oameni.
pentru realizarea emisiunii trecute sau acum două săptămâni când am împlinit 18 ani, atât eu și cât și colegii noștri, am tot căutat prin arhivele emisiunii și vă mărturisesc că am găsit o casetă cu niște imagini de arhivă, nu știu, cred că prin anul 2006, dacă nu mă înșel, nu mai rețin, într-o comunitate din Galați, dumneavoastră ați botezat numai puțin de 40 de copii. Și nu este singurul gest pe care dumneavoastră l-ați făcut în afara celor obișnuite de a ajuta pe cei în nevoie, ci ați ctitorit și o biserică. Ce v-a îndemnat să faceți lucrul ăsta? Ce, eu știu, trăire interioară? Sau cum au pornit toate aceste lucruri? Să știi că tot ceea ce am făcut, am făcut pentru că am simțit. Dacă nu simțeam, nu făceam. Sau poate făceam într-o anumită măsură. Toate gesturile, să-i spunem așa, umane, nu umanitare, umane, pe care le-am făcut de-a lungul timpului, cu referire strictă la faptul că am mai ajutat una, două persoane, că, mă rog, sau câte persoane am ajutat, nu asta este important. Fiind de botez, am peste 100 și 40 și ceva, aproape de 150. Și 40 economie, sunt numai cei de la Galați pe care îi știm în rest. Nu exceptându-i pe cei de la Galați. A, fără, da. Deci fără. Și fiind de cununie, de asemenea, foarte mulți, aproape de 50 de perechi. Spuneam că am făcut tot ce am făcut pentru că am simțit. Eu am crescut într-o familie care credința în primul și în primul rând era pe locul întâi. Nimic fără Dumnezeu și după aceea toate câte mai urmează. Biserica am construit-o pentru că așa am simțit. Toate pe care le vedem pe pământ sunt trecătoare, nu iei nimic cu tine. Când ai plecat, ai plecat și gata. Și am considerat de cuvință că dacă Dumnezeu este aproape și mă ajută, că întotdeauna în viață trebuie să fii și sănătos, trebuie să ai și oportunități, trebuie să ai mai multe chestiuni adunate într-un loc. Să-ți meargă ca bine, să normal. Poți să faci o biserică. Bine, eu la început nici nu știam cum va arăta biserica. Era doar dorința. Acum, dacă Dumnezeu mi-a ajutat, am și pus bănuți peste bănuți și am construit-o. De ce? Pentru că am vrut să, în gândirea mea, am vrut să îi arăt Mântuitorului nostru Iisus și să-i arăt Dumnezeului nostru, Făcătorul Cerului și a Pământului și Sfintei Fecioare și tuturor Sfinților și Sfântului Duh, că să le mulțumesc într-un fel pentru tot ceea ce am fost în viață și pentru ceea ce sunt în continuare. Să-i mulțumesc că mi-a ținut copiii sănătoși, să o serie de alte gânduri pe care le-am avut în zona asta și am zis, dom'le, cum aș putea să-i mulțumesc? Dacă am ocazia, vreau să fac treaba asta. Și uite că Dumnezeu mi-a ajutat și am făcut-o. Eu vă propun să mergem mai departe, dar nu înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, domnule Păun. Iată că avem câteva imagini pe care sper telespectatorii să le și vadă acum de când a spus piatra de temelie. Eu nu-mi mai amintesc exact anul, dar undeva în jurul anului, cred că 2000, tot așa, 2005-2006, nu? V-ați mobilizat de multe ori și ați adus lumină și, eu știu, bucurie în căminele celor mai nevoiași, așa cum spuneam, sau celor mai puțin norocoși. Ați făcut și multe acțiuni caritabile. Eu știu că sunteți un om modest și nu prea vreți să vorbiți despre acest lucru. Însă după cum vezi, ocolesc subiectul. Vă impresionează astfel de situații? Ați, nu știu, dobândit în familie acest lucru așa de a face bine, această, nu știu, chemare către a face bine? Sigur că aceste lucruri le-am văzut în familie și este vorba de educația celor 7 ani de acasă, dar această educație vreau să o transmit mai departe și am și transmis-o mai departe copiilor mei.
acum mai nou și nepoțelului meu și nepoților mei, sper să fiu sănătos, să-i văd pe toți în viață și să-i văd cum cresc, dar este și o trăire, e un sentiment de mulțumire, repet, față de Dumnezeu, pentru că atunci când vezi că Dumnezeu ți este aproape și că te ajută, mă simt obligat, adică spun, Doamne, stai puțin, pot să fac ceva la limita în care pot să fac și la posibilităților, că mai am și alte lucruri de făcut în viață, da? Am și o casă de copii și de nepoți și familie mare și trebuie și ei ajutați, da? Dar asta nu înseamnă că dacă pot să ajut, nu ajut. Și aceste lucruri de care, sincer să fiu, nu-mi place să vorbesc. Le fac pentru că așa simt și așa simt că sunt un om împlinit. Altfel, fără credință, fără posturi, fără religie, fără Dumnezeu, nu știu, din punctul meu de vedere, parcă nu ești om. Vorbeam puțin înainte de începerea emisiunii despre comunitățile de rom și despre credință, bineînțeles. Dumneavoastră, cred că ați fi cel mai în măsură să-mi dați așa câteva răspunsuri, pentru că în ziua de astăzi vedem, oamenii sunt credincioși, comunitățile de rom dumneavoastră le cunoașteți bine. Însă, nu știu, mai sunt și lucruri, nu știu, uneori oamenii sunt îndepărtați de biserică, ar vrea să se apropie, poate să fie de vină contextul actual în care ne aflăm. Ce credeți că poate și cei tineri ar trebui să fie mai apropiați de biserică? Nu știu, la vremea adolescenței, când în loc să, știți, nu ne ducem la un părinte, poate să-i cerem sfatul că ne e jenă, că așa merge tânărul la biserică. Cum vedeți noastră situația în comunitățile de rom și cum ar trebui să fie dacă ceva nu este în tocmai cum considerați? Monica, suntem în Sâmbăta Mare a Sfintei Sărbători de Paște. Eu am să spun câteva lucruri și sper că Biserica Ortodoxă Română să nu se supere pe mine. Sper să nu fiu interpretat greșit. Îți spun cu durere în suflet, cu părere de rău. Îți spun faptul că constat că de la zi la zi tot mai multe persoane se îndepărtează de Biserica Ortodoxă Română. Acum, nu putem spune, eu fac referire doar la comunitățile de rom. Probabil că în ceea ce spun eu acum se vor regăsi și anumiți majoritari, dar nu fac referire la partea aceea. Spuneți exact, spun strict, unde cunoașteți. Da. Eu vorbesc strict de comunitățile de rom. Să știi că, după cum menționam, oamenii sunt avizi de credință și de iubire de Dumnezeu și îl iubesc pe Iisus Hristos. Problema se pune în felul următor. Depinde de comportamentul preoților, anumitor preoți din Biserica Ortodoxă Română. În ultimii 30 de ani, am pierdut foarte mulți enoriași din cadrul comunităților de romi, cetățeni români de etnie romă, care erau adepții bisericii creștini ortodoxe. Pe oameni, dacă îi întreb, nu sunt supărați pe Iisus, nu sunt supărați pe Dumnezeu, nu sunt supărați pe Sfânta Treime sau pe Sfânta Fecioară. Nu sunt supărați pe Sfântul Nicolae sau Sfântul Ștefan sau mai știu eu care alt sfânt. Ei sunt supărați pe atitudinea, zic eu la un moment dat, indolentă și foarte la distanță a anumitor preoți. Să se înțeleagă faptul că o spun cu durere în suflet. Probabil că Biserica Ortodoxă Română ar trebui să aibă o altă strategie pe termen mediu și pe termen lung. Cred că preoții din România ar trebui să se gândească că trebuie să vină cu alte forme și alte formule de a încerca să apropie din nou oamenii. O mare greșeală a preoților creștini ortodoxi este și aceea că, de exemplu,
afișează la biserică prețul pe care îl percep pentru o mormântare, prețul pe care îl percep la un botez, prețul pe care îl percep la o cununie, când se mai duc cu botezul, când tot așa mai departe, lumânările care sunt foarte scumpe într-o biserică pentru oamenii nevoiași. Ați întâlnit asta? Voiam să vă întreb, ați întâlnit vreo situație în care un om să vrea să-și boteze copilul sau, eu știu, să aibă o mormântare și să n-aibă pur și simplu un etnic rom? Cu ce să își îngroape? Păi, nu ați spus voi că ați găsit imagini cu 40 de copii pe care i-am botezat? Am și... Iată. Văzut, adică da. Dacă faci o socoteală simplă la o mormântare, costă câteva milioane, adică câteva sute de lei. 400-500 de lei ți-a pentru o mormântare, la care se mai adaugă și unele și altele. Deci e o mare problemă pentru oamenii care nu au bani. Ca să-l ții pe un decedat într-o capelă, te costă bani. La groapă te costă bani și tot așa mai departe. Chiar sunt și niște... botezul, că și la botez, botezul, da, de asemenea, te costă copil. Bani. Sunt niște lucruri pe care eu le-aș cataloga ca și niște taxe administrative mai degrabă decât niște taxe, pentru că le percepe Iisus sau le-ar percepe Dumnezeu sau Sfânta Treime. Nu. Sunt niște taxe administrative, dar prea mari pentru oamenii nevoiași. Și atunci când vorbim despre comunitățile de romi, în proporție de peste 50-60% sunt oameni nevoiași. Bun, pe de o parte. Pe de cealaltă parte, vreau să-ți spun că foarte mulți țigani se duc la... au avut o legătură de sentiment de prietenie, de frăție, de apropiere față de preoți. Pentru că ei... mai obișnuiesc să se jure, să se blesteme, să nu știu ce, să nu știu cum. Și automat dea fuga la preot, comun, în sat, să se dezlege. Am greșit, părinte, părinte și... iartă, m-am greșit, da. Nu știu ce, nu știu cum. Sunt anumite practici pe care Biserica Ortodoxă Română, din punctul meu de vedere, ar trebui să le privească altcumva. Și mai este un lucru pe care vreau să-l spun. Să știi că dacă te afli într-o comunitate de romi și ai o biserică în cadrul comunității, și comunitatea poate să fie mare, nu știu, poate să fie formată pe la un moment dat și din două sate. Dacă îl întrebi pe preot despre enoriașul din comunitatea lui, nu prea știe. Cum de altfel nici enoriașii din comunitate nu prea îl cunosc pe preot. Mă rog, sunt foarte multe chestii care am putea discuta, dar la modul de foarte mare sensibilitate, ca să nu se înțeleagă greșit. Dar, repet, nu este supărat omul simplu care este creștin, ortodox și care îl iubește pe Iisus, nu este supărat pe biserică ca și entitate, casa lui Dumnezeu. Nu este supărat pe Iisus. Nu este supărat pe Sfânta Treime, e supărat pe cel care face lucrarea lui Iisus, a lui Dumnezeu, deci pe preot. Care îi ocolește care, cumva. Îi ocolește, îi marginalizează, nu prea îi bagă în seamă. Există o atitudine distantă. Și atunci, iată că avem pretenția, la un moment dat, am văzut un comunicat dat de Biserica Ortodoxă Română prin purtătorul de cuvânt, în care spunea că la un moment dat, nu știu dacă așa se va întâmpla, dar solicita ca la bacaloreat religia să fie cumva o disciplină opțională pentru a da bacaloreatul. Măi, Monica, despre ce vorbim? Opțional, deci, da. Opțional, dar este o materie care atrage de la sine foarte multă cunoaștere în această zonă. Dar întrebarea mea este, câtă practică s-a făcut din punct de vedere al misiunilor religioase ortodoxe ca să ajung eu până în clasa 12-a să pot să dau opțional o materie la bacaloreat? Păi copiii ăștia învață la bacaloreat de nu mai știu de capul lor. Ori
Știi cum este cu predarea religiei creștine ortodoxe, pe care o pot înțelege până la un moment dat în școală, este și să nu faci practică ulterioară, adică să nu ai măsuri alternative care să lucrezi cu copiii, să poți să-i atrași, să poți să-i faci să înțeleagă ce înseamnă religia. Pentru că ei o iau doar ca o materie pe care trebuie să o studieze, învață psalmii, învață altceva, alte chestiuni legate de religie și a trecut ca găsca prin apă, dar lăuntric nu rămâne nimic. Este exact cum ai face, ai preda la educație fizică, da. Predai sport, dar nu intri niciodată în sală. Adică nu intri niciodată în teorie. Deci nu poți să faci așa. Eu cred că trebuie schimbată puțin atitudinea. Vorbim în Sâmbăta Mare, Dumnezeule, Dumnezeu să mă ierte. Deci dumneavoastră chiar spuneați că tinerii ar trebui să fie mai apropiați de biserică. Tinerii trebuie să-i atragi cumva, trebuie să existe o altă gândire, o altă mișcare, o altă revoluție în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Mai mult cu sufletul mai și mult cu lăsând sufletul, partea sigur. Teoretică. Da. Acum că vorbeam de tineri, bine, și cu tehnologia, știți cum tinerii au tot felul de preocupări, poate merg mai puțin la biserică, însă știu că dumneavoastră v-ați dori să fie mai apropiați de biserică, însă chiar dumneavoastră aveți un fiu care s-a apropiat de Dumnezeu și a făcut teologia. Cum, da, așa este, Andreas. Cum a venit către Andreas chemarea asta? Cum a fost pentru el? Sau... A fost o simțire de-a lui, pentru că eu nu puteam să-i impun vreodată copilului meu ca să facă, să-i slujească lui Dumnezeu, să-i slujească Mântuitorului, Sfintei Trăimii. Nu aveam cum. Dumnezeule, n-ai cum să-l faci. Ce? Poate eu aș fi vrut să ajungă Bill Gates. El a vrut să fie preot. Este absolut opțiunea lui. Dar văd ce am pățit și cu el și văd ce pățesc și cu el în această tagmă a Bisericii Creștine Ortodoxe. Nu e deloc ușor. Nu este deloc ușor. Sunt foarte multe bariere. Și cred că și aici a trebuit lucrat puțin. Eu cred că a trebuit să schimbe puțin politica Bisericii Ortodoxe Română, să avem cât mai mulți preoți de etnie romă creștini ortodoxi. Ar fi un pas mare. Ce n-a putut să facă Biserica Ortodoxă Română? A venit pe partea cealaltă, a venit penticostalii și a făcut ei. Iată că se poate. Nu omul este vinovat, ci mijlocitorul, cel care face lucrarea lui Dumnezeu, cel care încearcă să explice niște lucruri și ar trebui să o facă mai pios, mai aplecat, mai cu multă devotare. Am înțeles, domnule Păun, mergem mai departe cu ediția noastră cu cărțile pe față. Vom afla în cele ce urmează de la domnul Nicolae Păun cum sunt cheltuiți banii Partidei Romilor, dar nu înainte de a urmări un scurt material. Pentru că multe opinii se pot forma greșit din cauza necunoașterii unei teme, vă prezentăm astăzi câteva detalii importante care privesc funcționarea, organizarea și mai ales finanțarea unei organizații non-guvernamentale. Respectând litera legii, Asociația Partida Romilor Pro Europa constituie un caz distinct de asociație, iar reprezentând interesele cetățenilor ce aparțin unei minorități naționale, respectiv a unei etnii reprezentată în Consiliul Minorității Naționale. Mai exact, Partida Romilor activează pentru apărarea, păstrarea, dezvoltarea și promovarea identității minorității rome și reprezentarea publică a cetățenilor romi, cu rolul de a îndeplini o misiune publică stabilită prin Constituție. Pentru realizarea acțiunilor sale, Partida Romilor, ca orice altă organizație, poate primi finanțări de la bugetul de stat sau din surse proprii. Asociația Partida Romilor face activități care necesită bani. Noi, ca organizație, funcționăm cu două surse de venit. Una de la bugetul de stat și una din fondurile noastre proprii. E adevărat că principala sursă de venit și cea mai mare sumă pe care noi o folosim pentru activitățile noastre provine de la bugetul de stat, care se dă anual printr-o hotărâre de guvern. Hotărâre de guvern care ne alocă bugetul pentru anul respectiv, dar totodată ne și spune modul de utilizare a acestor bani. Legea 350/2005, care reglementează modul în care sunt finanțate proiectele ONG cu bani de la bugetul de stat, prevede foarte clar la articolul 13 că organizațiile primesc fonduri nerambursabile pentru activitățile lor doar în baza unui contract de finanțare și doar dacă respectivele cheltuieli sunt justificate, oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.
acordarea finanțărilor nerambursabile este stabilită anual la bugetul de stat, în condițiile legii și este publicată în Monitorul Oficial. Pentru primirea acestor bani de la bugetul de stat, beneficiarii sunt obligați prin lege să prezinte rapoarte lunare și trimestriale, iar activitatea financiară a organizației este evaluată și supravegheată conform legii. Anul acesta, prin hotărârea de guvern numărul 235/2023, a fost aprobată repartizarea și utilizarea sumelor destinate sprijinirii organizațiilor, cetățenilor aparținând minorităților naționale, legal constituite, publicat în Monitorul Oficial. Hotărârea spune: sumele de bani alocate de la bugetul de stat pot fi folosite pentru, și ne dă niște capitole. Avem capitolul de funcționare al organizației, al sediilor organizațiilor. Ce înseamnă pentru mine asta? Pot să-mi plătesc chiriile, utilitățile, pot să-mi achiziționez obiecte de inventar, mijloace fixe. Avem mașini cumpărate pe asociație. Sunt multe filiale în țară ale partidelor. Da, sunt foarte multe filiale, iar noi toate aceste filiale le susținem de aici, de la București. Noi cheltuielile le facem de aici. Oamenii acolo, cum să vă spun, implementează acțiunile. Noi de aici, de la București, facem plățile tuturor acestor Practic, acțiuni. Banii nu trec prin mâna acelor oameni. Nu, banii nu trec de aici, prin de mâna București. Acestor oameni. Toate aceste activități, toate aceste acțiuni sunt plătite prin ordine de plată. De altfel, la articolul 9 din hotărârea de guvern numărul 235/2023 se stipulează foarte clar că organizațiile minorităților naționale care beneficiază de aceste finanțări nerambursabile își asumă toată responsabilitatea în ceea ce privește legalitatea și oportunitatea sumelor solicitate pentru utilizarea și justificarea acestora. Am revenit, domnule Păun, iată că am văzut așa succint câteva idei din hotărârea de guvern, așa cum sunt cheltuiți banii Partidei Romilor, dar vă întreb, nu știu, așa poate cu surprindere, de ce după atâta timp multă lume nu cunoaște, vorbesc de cei care urmăresc activitatea ONG-ului nostru, de ce nu cunoaște aceste aspecte, pentru că până la urmă Partida Romilor ca ONG există de 30 de ani, funcționăm după aceleași reguli. De ce sunt persoane care nu știu încă cum se cheltuiesc acești bani și încă, nu știu, împrăștie așa pe rețelele sociale diverse zvonuri că nu sunt cheltuiți corect banii, cum se duc banii, unde se duc banii? Ce puteți să-mi spuneți? Ați văzut și dumneavoastră, nu? Ce mai apare în rețelele sociale? A spus că suntem în Sâmbăta Mare, a Sfintei Sărbători de Paște, și o să fiu ponderat. De obicei știți că sunt mai acid și mai categoric. De fiecare dată când sunt alegeri, o dată la 4 ani, am cu 6-7 luni, un an de zile înainte, apar tot felul de ciuperci după ploaie. Sigur că aceste persoane care, că la ei trebuie să ne uităm, aceste persoane care vin cu acuze nefondate, au un scop. Scopul este de denigrare. Acum, și dezinformare, totodată. Și dezinformare și denigrare. Acum, important este pe câți romi din România mai poți să-i prostești cu tot felul de afirmații de acest gen. Eu zic că într-un număr foarte mic. Dar și acele persoane pot influența la rândul lor, și cel mai urât lucru, din punctul meu de vedere, este că în social media ei apar mai nou acum și pe Facebook, TikTok, ce-o mai fi, și ce crezi, fac live-uri. Păi sunt vai de mama lor, unii dintre ei, habar n-au să-i scălească dacă le dai un extemporal și le-ai pus o foaie în față și un pic și rogi să, după dictare, reține să scrie două fraze, gata, s-a închis filmul. Deci,
o parte dintre aceste persoane, acest individ pe care i-ai văzut și tu, i-am văzut și eu, neurmărindu-i în mod special, că nu mă interesează persoana lor, s-a ocupat cu grămadă de prostioare, zic eu, prostioare împotriva, care contravin legii. Prostioare mai micuțe, prostioare mai mari, eu le numesc așa, elegant, prostioare. Dar problema este alta. Bun, voi sunteți binefăcătorii comunităților de romi și eu nu știam. Acum cum au făcut ei banii ăștia, Dumnezeu știe. Chestiunea este de altă natură. Ei vin cu asemenea acuzații la adresa organizației, că poate doar vor încerca și ei să vină cu o anumită influență față de anumite grupări de țigani de prin anumite sate și comune. Oameni care n-au informația foarte clară și să formeze așa niște grupări și cu grupările respective, păcălindu-i pe țigan, că le dă legitimății, că le dă nu mai știu ce le dă, că ia bani de la Uniunea Europeană, că le face cât în lune și în stele, să ducă cu țigania, cu adeziunile alea și ce mai fac ei, să ducă pe la partide politice. Și acolo să primească și ei. Ba un contract, ba o șmecherie, ba o întoarsă, ba o nu știu ce, ba o nu știu cum. Eu sunt trecut prin așa ceva. Vreau să precizez că toate campaniile electorale din 90 și până în prezent le-am condus eu. Și spre nefericirea lor, pe toate le-am câștigat. Așa că nu e o noutate pentru mine. Adică, practic, știți ce înseamnă o bătălie cinstită? Absolut. Să mergi în comunități, să vezi absolut. Ce... Absolut. Eu niciodată n-am promis ceea ce nu pot să fac. Ce s-a putut face, aia am făcut. Câtă putere mi-au dat în alegerile locale sau alegerile parlamentare, aia am făcut. Dar este absurd să poți... Am văzut niște afirmații a unor băiețași de ăștia, că o parte dintre ei sunt mai și mai în vârstă, așa, dar... Inculți rău de tot, vai de mama lor. Inculți, dar și șmecherași. Au făcut câteva afirmații pe Facebook, de exemplu, pe un live, că ceva de genul, încerc să redau, ceva de genul cam așa, zice, dom'le, trebuie dată partida romilor jos, pe unde trebuie băgat la pușcărie, ca să putem să punem mâna pe banii de la partida romilor care dă guvernul, și să blestemau ei acolo specific țigănește, respectivul care făcea live, că el, cum ia banii, el n-are nevoie de niciun leu. Că el îi dă pe carduri la liderii lui din țară. Dom'le, am o listă cu liderii din țară și îi dau pe card. Adică iei banii de la Guvernul României și te duci și dai pe card. Tocmai am văzut materialul cam cum... Deci, înțelegi cam la ce nivel, ce nivel poate să le funcționeze mintea și cu ce categorie de oameni sau la ce categorie de oameni se pot adresa ei. Deci eu mă duc acum la Guvernul României. De fapt, eu asta am făcut 30 de ani de zile, cam așa spun ei. Că asta am făcut eu 30 de ani de zile. M-am dus, am luat bani de la Guvernul României, am venit la Partida Romilor și am deschis cât un card la fiecare lider din județ și tot așa mai departe și le-am dat pe card banii. Și domne, să moară, să facă copiii noștri, dacă nu așa vă dăm la toți. Cât de inculți poți fi? Dar sunt și oameni care cred. Păi asta spun. Adică din dacă păcate, noi ne adresăm unor oameni de categoria asta care să fie atât de creduli și atât de înapoiați, mai bine lipsă. Adică îi lași în pace să ducă pe calea lor. Acum, eu îți spun că nu mă interesează persoana lor. Eu dacă răspund la modul deschis unor lucruri, răspund pentru că nu am nimic de ascuns. Dar răspund pentru oamenii care și pricep ce spun. Nu răspund pentru oamenii care fac live-uri și sunt... judecători supremi la mondiali sau ceva de genul, în alta curte mondială de judecăți staboriste și i-a făcut staboriști șefi pe univers, ceva de genul. Pe lună și pe stele și s-a jurat pe Marte, colț cu 13 septembrie, ceva de genul, că el va face judecățile și, Doamne Dumnezeule, ce imagine poate să arate acești oameni
Deci ne chinuim de 30 de ani să scoatem această minoritate din noroi și să căutăm tineri, să-i formăm, să încercăm să-i apropiem de conceptul real, sentimental și pur al neamului de romi. Adică tu îți dai seama, în alta curte de justiție se îmbracă în robă de la aceeași culoare ca la înalta corte de justiție. Domnule Păun, și majoritarii văd asta și vă dați seama că se gândesc, uite ce fac romii, a venit judecătorul, a venit staborul, a venit nu știu ce. Majoritarii ne privesc pe toți și ne bagă pe toți în aceeași oală. Adică spun ceva de genul, bă, noi ca stat, statul român, noi ca majoritari, am încercat să-i ajutăm pe oamenii ăștia să reducă acest decalaj și să se încadreze cât de cât, să se încadreze în niște norme de conviețuire și să respecte legile țării și să se integreze, să-și dea copiii la școală, să intre într-o altă eră. Și noi asta încercăm să facem ca și organizație, și nu numai noi, și alte organizații ale romilor, dar de bună credință. Care trag la aceeași căruță. La aceeași căruță, da. Noi suntem realiști și suntem cu picioarele pe pământ. Noi știm că nu putem sub nicio formă să facem față cu instrumentele care le avem la dispoziție, să putem să ducem această povară în spate și să integrăm pe toți. Pentru că aici, fără implicarea guvernului și autorităților locale, n-ai să poți să faci în viața ta nimic. Dar măcar e o luptă dreaptă, cinstită și spre... Ne chinuim de 30 de ani și vin nemernici ăștia și uite ce fac. Dau cu noroi în toată munca noastră și spun că iau banii de la guvernul României și îi pun pe carduri și le dă la fiecare țigan în țară. Și un om amărât, săracul, poate... Exceptând acest lucru, rămâne ca romii noștri să analizeze ei cu mintea lor dacă oamenii ăștia sunt oameni cărora trebuie să le acorde atenție sau nu. Ce se întâmplă? Banii pe care noi îi primim de la guvernul României, să știi că aparent ei par mulți, dar în realitate sunt foarte puțini. Noi avem o sumă de 5 milioane mai nou, de un an, doi. 5 milioane de euro într-un an. Pentru telespectatorii noștri care ne ascultă și care ne văd. Pe teritoriul României, în urma recensământului, sunt 570.000 de romi. O singură organizație pe teritoriul României primește bani de la Guvernul României. Acea organizație se numește Partida Romilor Pro Europa. Da? Cele 5 milioane de euro sau cu banii ăștia trebuie să le descurci pentru toată lumea sau în toate comunitățile. Pe teritoriul României sunt aproximativ 500 și ceva de comunități de romi. Noi, în momentul de față, la Partida Romilor, avem o evidență de aproximativ 400 de comunități. Dar dacă mergi pe o aproximare și pe o împărțire simplă, nu complicată, luând 500.000 de romi cu 5 milioane de euro pe an, înseamnă o repartizare de 10 euro per cap de cetățean român, de etnie romă, într-un an de zile. Atâta 10 bine. Euro împărțit la 12. 10 euro împărțit la 12 înseamnă 80 de cenți. Adică 4 lei. Deci mie îmi dă guvernul României 4 lei. Ca să mă ocup și de aia. De unde? De unde atâția bani? Adică Partida Romilor trebuie să facă drumuri, trebuie să facă școli, să tragă apă, să tragă canalizare. Partida Romilor trebuie să dea ajutoare sociale. Partida Romilor trebuie să se ocupe de tot ceea ce înseamnă social, de oameni cu probleme medicale, de copii care se abandonează școala, de hrana lor, de educația lor, de îmbrăcămintea lor și tot așa mai departe. Fix asta nu e fix asta nu avem voie să facem. Nu avem voie să facem, da. Dar nouă ni se cere să facem lucrurile astea. Nu avem cum. Să admitem teoretic că ne-ar da bani guvernul României să facem așa ceva.
Păi și dacă n-ar da bani să facem așa ceva, cu ce se face? Cu 4 lei de persoană într-o lună de zile? Ăștia-s bani? Nu. Cu banii ăștia vrem să integrăm romii din România? Nu, n-am cum. Eu cred că oamenii ăștia care tot fac acuzații în ceea ce privește Partida Romilor, fac referire probabil la banii care au intrat de la Uniunea Europeană pentru problematica romilor, care este o altă chestiune. Noi, pentru banii pe care îi primim de la Guvernul României, conform reportajului pe care l-ați dat și voi și conform situației pe care o cunoaște toată lumea, noi suntem controlați până în măduva oaselor. Deci, procedurile pe care trebuie să le faci pentru ca să iei niște bani să faci o acțiune, mai bine te lași. Te lași la mâna ta. Zici, nu mai, domne, gata, lăsați-mă, că nu are sens. Da, și putem să dăm exemple chiar acțiunile de 8 aprilie, să zic, cum au fost acum de curând, nu? Deci, Monica... Să lucrezi la un dosar din acela, știu cum arată un dosar cu multe... Eu le răspund, repet, răspund oamenilor care înțeleg ceea ce vreau să spun, nu oamenilor care nu înțeleg. Deci, o organizație cum este a noastră este controlată după cum urmează. În interiorul organizației sunt două corpuri de control care nu aparțin organizației. Este vorba de cenzori și sunt trei la număr, care controlează activitatea lună de lună și este vorba de... În interiorul partidei, în interiorul organizației, până să vină cei de afară. În interiorul organizației sunt trei cenzori care nu sunt ai organizației. Sunt persoane contractuale. Mai avem firmă de audit. Audit pentru personal, audit pentru cheltuieli financiare. Deci, aceste două corpuri de control ne ia la pisat lună de lună și caută și fiecare bănuț. Cum nu ai rămas în urmă cu 10 lei, 20 de lei nedecontați, să te duci să decontezi bani. Ieșim din zona partidei și ne ducem în afara organizației. În afara organizației avem corpul de control al primului ministru, care se află la Secretariatul General al Guvernului. Avem Departamentul de Relații Interetnice, care nu poate să ne dea bani niciodată dacă nu justificăm antamabil. Adică noi dinainte trebuie să prezentăm o situație în care să spunem că în luna în curs vrem să cheltuim anumiți bani pe anumite chestiuni, inclusiv activități. Până sunt lângă cheltuieli de regie și tot așa mai. Da. Sunt verificate și după care ne dă bani, după care vine o altă verificare cum i-am cheltuit. Da? Există spalarea banilor și există Curtea de Conturi. Deci, cine poate să-și închipuie vreodată că poate să fure și ce să fure din 4-5 lei și cum să fure, că n-are cum. Și câte vreme sunt eu pe acest scaun, nu o să le permit niciodată. Asta ca să se înțeleagă. Bun, acum, încă o chestiune foarte simplă pe care vreau să o mai aduc în discuție. Ea nu e simplă, dar o informație așa pentru toată lumea, ca să vedem cum stăm. Dom'le, banii adevărați despre care se face vorbire, că ar fi intrat pe teritoriul României în ultimii 7-8 ani de zile, aproape de 10 ani, suntem în 2023, 2013, 2014, ceva de genul, chiar din 2012, 2013, 2014. Până în prezent, au intrat bani cu destinația comunității de rom pe proiecte europene, o sumă de peste 1 miliard și vreo 300 de milioane de euro. Din acești bani, Partida Romilor nu a luat nici un leu. Toți banii aceștia, peste 1 miliard de euro, au fost accesați de către oricine altcineva decât de către Partida Romilor. O serie de organizații și de instituții ale statului român. Deci, instituții ale statului român și organizații ale majoritarilor, nu ale țiganilor, au luat în proporție de 97% din această sumă de bani. Nici 1%, e mult 1% dacă au intrat pe piața ONG-urilor romilor. Dar menționez
Partida Romilor nu a luat niciodată. Deci dacă cineva vrea să caute banii care au fost destinați pentru integrarea comunităților de romi, se pot uita acolo, la Ministerul Fondurilor Europene. Către cine a direcționat? Și cum s-au... Eu am situația, o pot prezenta oricând. Dar, repet, 1 miliard și peste 200 și ceva de mii de euro, aproape 1.300.000 de euro, au fost accesați de către instituții ale statului român, de către organizații non-guvernamentale majoritare, nu ale romilor, iar romii nu au luat, organizațiile romilor n-au luat nici 1% din această sumă. Deci 99% s-au dus către statul român. Ei i-au accesat, ei știu cum i-au cheltuit, ei cheltuiesc în continuare. Și tot ei ne arată cât de bine trăiesc romii. Așa, și ne arată pe noi cu degetul. Mă rog, fie și un lucru... Nu zic cât de bine trăiesc romii, că banii au fost luați, dar romii trăiesc foarte bine. Fie și un lucru mâncat de oaie. Deci cam așa se stă la momentul actual. Partida Romilor nu are ce să-și reproșeze în ceea ce privește cheltuirea banilor, pentru că am creat un mecanism care este foarte deschis și foarte la vedere. De altfel, toată evidența Partidei Romilor, asta ca să mai audă și altcineva ce spun eu, toată evidența contabilă a Partidei Romilor din ultimii 22 de ani, anul ăsta este în al doilea, suntem în anul 23, din anul 2020 și până acum sunt 22-23 de ani, se află arhivată, toată arhiva se pune, toată evidența este arhivată la un... la o firmă de arhivare care este securizată și care firma la care are acces toate organele de control. Deci noi nu am ars niciun document. Toate documentele de 20 și ceva de ani de zile au fost verificate fir apăr. Și nu s-a găsit nicio problemă la Partida Romilor. Eu vă propun să mergem mai departe cu următorul subiect, dar nu înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine este în continuare domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Domnule Păun, spuneam că astăzi suntem ceva mai liniștiți, eu am încercat așa să nu vă atâți, dar pe ultima parte a emisiunii cred că subiectul o să vă, eu știu, atâțe un pic. Faci tu ce faci să îmi strici postul. N-aș vrea să stric postul, mai ales că astăzi este o zi importantă pentru noi toți. Însă ne întoarcem la problemele romilor, despre care noi am discutat aproape la fiecare întâlnire a noastră. Problemele romilor privind educația, dezvoltarea comunitară, sănătatea. De 30 de ani așteptăm să se întâmple lucruri și se întâmplă din ce în ce mai puțin, deși dumneavoastră vorbeați în partea anterioară despre câți bani se cheltuie pe comunitățile de rom, dar nu dinspre Partida Romilor, ci dinspre alte instituții ale statului. De ce nu s-a schimbat nimic în toți acești 30 de ani? Pentru că, vedeți, lumea își pune și întrebarea asta. Dom'le, se cheltuie bani, se face aia, dar până la urmă oamenii tot rău o duc, romii tot într-o situație precară rămân și știți foarte bine, vorbim de comunitățile sărace, de aminteați și dumneavoastră de ele. De ce nu se întâmplă schimbările astea importante? Monica, după 1990, după Revoluția din 89-1990, forma de organizare a statului român este una democratică. Trebuie să înțeleagă romii din România, ei trebuie să înțeleagă, nu altcineva, că majoritarii au înțeles, maghiarii au înțeles. Trebuie să înțeleagă romii din România că atunci când vrei să rezolvi o multitudine de probleme, care probleme sunt axate undeva la nivelul administrației centrale, ceea ce înseamnă Guvernul României, ministere și tot așa mai departe și agenții,
și probleme locale, care sunt axate undeva la consiliile județene și primării. Aceste două mari zone de administrare a problemelor statului român trebuie influențate, ca să-i spunem așa, în mod pozitiv, nu în mod negativ. Trebuie influențate ca la rândul lor să poată să producă politici publice pentru comunitățile de romi. Cum poți să influențezi un parlament, cum poți să influențezi un guvern, cum poți să influențezi un parlament local, respectiv consiliile județene, având reprezentanți acolo. Deci, cum să vrei tu să rezolvi problemele la peste un milion și ceva de oameni cât eram de etnie romă înainte de 89? Bine, neoficial ulterior, și acum sunt, da. Ulterior, după 1990. O multitudine de probleme, da? Cum vrei să le rezolvi, domnule, cu un singur deputat? Și ăla prin efectul legii. Pentru că dacă Constituția României nu era una adaptată oarecum, adaptată și una flexibilă, un articol din Constituția României și datorită maghiarilor, rețineți, nu avem reprezentare parlamentară, nici acum nu avem reprezentare parlamentară. Deci nu era etnia romă reprezentată de nimeni. Niciodată. Deci noi vorbim acum de ce puteam avea și de ce avem. Sau de ce posibilități ar fi putut să aibă minoritatea romă dacă se organiza mai bine, sau hai să spunem, nu de organizare se pune problema, ci dacă erau conștienți că numai așa se rezolvă problemele. Păi, ca să poți să influențezi Parlamentul României, este trebuie grup parlamentar. Dacă ai grup parlamentar, atunci intri la guvernare. Dacă ai reprezentare locală și ai trecut pragul de 5%, sigur că ai și consilieri județeni, și consilieri municipali, și consilieri locali. Existi, altfel spus. Sigur că dacă suntem în guvernul României, putem să conștientizăm, ca să-i spunem așa, actul guvernamental, că este nevoie de mai multe politici publice. Și asta vorbesc despre începutul anilor 1990 și până în prezent. Nu s-a întâmplat așa. Comportamentul romilor din România la alegerile care au fost până în prezent a fost unul de lehamite. Sau a fost unul gălăcios până în perioada alegerilor și unul tăcut și să-și facă fiecare treaba în timpul alegerilor. Adică eu țip și urlu 4 ani de zile că n-am aia, că n-am aia, că n-am apă, că n-am nu știu ce, că nu aia, că aia, că copilul nu merge la școală, că tot așa mai... Probleme peste probleme. Eu vin și spun 4 ani de zile, bă frate, vedeți ce ați făcut? Nu ați votat cu oamenii voștri, deci prin urmare n-are cine să vă rezolve problema, pentru că nimeni nu vine în politică cu bani de acasă ca să-ți rezolve ție problema. Statul român însuși are un buget mare care de acolo lucrează. Nu are de unde să se constituie bugetul la nivel național, se constituie din taxe și impozite, din contribuția fiecăruia dintre noi. Deci noi, la rândul nostru, ca să putem să rezolvăm problemele comunităților de rom din România, ne trebuia și timp, dar și bani și persoane prezente și acolo. Și reprezentare. De pe o scară de la 1 la 10, la nivel local, cât de mulțumiți sunteți de cum se reprezentați romii? Că am înțeles că la nivel parlamentar avem un singur deputat, deci nota... Pe o scară de la 1 la 10 în plan cât local, sunt mulțumit cu nota 1. Vai! Sunt mulțumit cu nota 1. Adică suntem la limita, adică de jos ca minoritate. Nu existăm. Nouă ne place întotdeauna să ne comparăm cu minoritatea maghiară. Pe exclus. Toți maghiarii votează cu maghiarii. Nu există la maghiari niciodată nu există altceva decât să-și voteze maghiarul lui. Nici nu-l interesează cum îl cheamă. Important este că și în cadrul Uniunii Maghiarilor din România, să știți că există disensiuni. Bă da, există. Dar le pun acolo discuțiile într-un coș atunci când vin alegerile parlamentare sau locale și votează într-un interes comun. La revedere, nu interesează să voteze cu altcineva. La romi nu se întâmplă așa ceva. Romii votează cu oricine, numai cu a lui nu. Cât iau ei în serios campaniile electorale? Adică cum? Cine se ia în serios? Romii. Nu iau niciodată în serios. Nu iau. Organizația noastră a fost o organizație și este o organizație care s-a chinuit, aș spune, să scoată niște voturi.
din cadrul comunităților de romi. Noi ne-am dus între campanii și am văzut cu ce se confruntă, cu una, cu alta, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Am încercat să intrăm la primar, pe acolo, pe acolo, la consilii județene, la autorități locale, la nivel de guvern, la nivel de parlament, la nivel de... cu problemele noastre. Sigur că ne băga și nu ne băga în seamă, pentru că la un moment dat spune, bă, frate, dar eu nu înțeleg. De ce nu ieșiți voi să vă votați pe ai voștri și ai voștri să fie aici, lângă să noi, la masa voi discuțiilor și să începem să rezolvăm din problemele voastre. Așa cum vreți voi. Păi uite, dacă era PSD-ul la putere, spunea, păi da, da, o parte dintre voi ați votat cu PNL-ul. Dacă era PNL-ul la putere, spunea, da, da, o parte dintre voi ați votat cu PSD-ul. Și uite așa mai departe. Deci această joacă de-a șoarecele cu pisica nu duce niciunde. Ori eu spun că iată un comportament dual, ca să-i spunem așa. În timpul campaniei te comporți într-un fel, post-campanie te comporți altcumva. Un exemplu categoric, cum cred, ca să înțeleagă toată lumea. Deci, la ultimile alegeri din 2020, Partida Romilor a obținut 15.000 de voturi la parlamentare. Puțin și față la... de cât ar fi putut să... Păi nu, mă, 15.000 de voturi. Și declarați sunt 570.000. Acum, nu știu câți erau în 2020, dar ne luăm și după cifra asta care... Da. Temporar, da, e o cifră temporară. 570.000 de voturi, de persoane și 15.000 de voturi. Păi nici după ce mi-ai dat 15.000, păi absolut, după ce mi-ai dat 15.000 de voturi, după aceea vii la mine, că unde ai votat-o nu te mai bagă în seamă, că te-a cumpărat cu zahăr, merg cu lei. Merg cu valul ei, merg după val sau cum ce, nu, ce fenomen e ăsta? Se numește influencer acum, dacă nu știi. Liderii din teritoriu se numesc influenceri. Adică sunt o serie de alte organizații despre care vorbeam noi, organizații de niciun fel, ca să nu mai le cataloghez. Care influențează masele. Care influențează grupuri mari din cadrul comunităților de romi. Și le influențează într-așa fel încât să-și facă ei treaba. Se trezesc țiganii după o săptămână după ce au votat, se duc la primărie și nu mai bagă nimeni în seamă. Se duc la Consiliul Județean, nu-i bagă nimeni în seamă. Păi stai, dom'le, că am votat și eu. Du-te, bă, de aici. Păi nu ți-am dat? La revedere. Lasă-mă pace. Nu vreau să mai aud de tine. M-a costat votul tău. Plecă de aici. Că l-a costat mai puțin, că l-a costat mai mult, nu contează, dar l-a cumpărat. La revedere. Nu mai stă de vorbă cu ei. Pe urmă pleacă țiganul cu coada între picioare. Vine la ușă la Partida Romilor. Bate la ușă. Dom'le, că uite că n-am copii, că uite așa, că nu știu ce, că nu știu cum. Și nu se învață minte. Asta păi e mai grav. Dar nu se învață minte de 6 cicluri electorale. Nu se învață minte, nu înțelege. Ei nu realizează, mulți dintre ei mă acuză pe mine că nu știu să mă organizez. Ba, sunt foarte organizat. Problema este că, indiferent de cât de organizat ai fi, logic este ca oamenii cu care ai discutat să iasă la vot, să voteze cu organizația din care fac parte, nu? Ei nici măcar membrii noștri nu ai chestia. Nu, nu. Își fac treburile lor, liderii noștri, pac-pac, aleargă când în stânga, când în dreapta, dă cu capul în ușa PSD-ului, dă cu capul în ușa PNL-ului, dă cu capul acolo, dă cu capul acolo. Sunt romii atât de ușor influențabili, deci, cu promisiuni? Este minoritatea care poate să fie cel mai ușor cumpărată. Dacă tu mi-arăți mie o altă zonă etnică care poate să fie cumpărată atât de ușor, eu spun că nu există. De unde să ai voturi? De la nemți? Nu. De unde se iei voturi? De la ucraineni? Nu. De la rușii lipoveni? Sunt prea puțini. De la turci? Nu. Că turci fiecare își votează minoritatea. Da. Din... Cu cine? De la maghiari? Nu e exclus niciodată. De unde? De la țigani. Du-te bă acolo cât e. Iar mă caută care e mai răsărit acolo, adu-l încoace la mine. Ia-ți-mă cât vrei. Dă-mi și mie jupăne. 4-5.000 de euro, pun pe dreapta, îi influențez, îi dau peste cap, îi duc la vot. Și pe un vii pe capul lui pe un, cel în jur, pe un toată ziua, bună ziua, pe un face, pe un drege, pe un nu e capabil, pe un nu se organizează, pe un ia banii de la guvern, pe un face, pe un drege. Dar el nu se vede pe el ce face în timpul campaniei. Înțelegi ce spun? Deci este cea mai mare problemă, comportamentul din timpul campaniei, comportamentul la alegeri. Nu conștientizează, nu că chiar așa ar fi lipsiți de educație electorală. Ba știu, pentru că dacă n-ar ști să voteze, nu ar băga voturile în coșul partidelor politice. Aici este una dintre cele mai mari probleme pe care le are comunitățile de romi din România.
partidele politice exploatează aceste puncte sensibile ale minorității rome. Hai mă, Monica, fii serioasă. Dar cine spune i-am, Doamne? Spune i-am, Doamne. Nu? Păi dacă știu că pot să influențez, măi, sunt, eu cunosc în momentul de față lideri la nivel județean, și de la PSD și de la PNL, lideri cu care dacă încerc să mă duc să am o discuție cu ei, îmi spun că am de genul, domne, lasă-mă pace că nu mă interesează pe mine cu țiganii tăi, că îi cumpăr eu cum vreau eu. Ceea ce denotă că nu vrea să-și asume. Eu dacă mă duc, de exemplu, la Mehedinți sau în alte județe, dau exemplu de la Mehedinți pentru că este vine foarte rapid în cap, că am avut o discuție săptămâna aceasta cu cei de acolo. Nu te bagă în seamă, spune, lasă-mă, domne, că îi cumpăr. Eu dacă mă duc să vorbesc cu el, îi spun, domne, uite, astea sunt problemele. Astea trebuie să le realizăm pentru comunitate, ceea ce înseamnă greu. E mai ușor să pună mâna în buzunar un președinte de Consiliu Județean sau ce mai e prin primarii lor, să scoată din buzunar 10-15 mii de euro și i-a făcut praf. Gata, am împărțit voturile în 2 secunde, nici nu mai contează. Și atunci, de unde mai emis tu pretenții cei după live-uri, cei la nivel local, liderei noștri, liderei lor sau cei mai vrea tu, bulibași, împărați, regi, cnezi, voievozi, că voi vreți să vă facă Partida Romilor. Păi nu se vă facă mă nimic Partida Romilor, în vecii vecilor, amin. Partida Romilor face în conformitate cu puterea pe care i-ai dat-o. Mi-ai dat tu mie putere să fiu mai mare? Nu, mi-ai dat putere să fiu mai mic, nu mai mare. Pentru că dacă cine poate să creadă că eu, adică nu mi-ar plăcea sau n-aș fi vrut să lucrez cu un grup parlamentar al romilor, să fie grupul parlamentar al romilor, 10-12 persoane în Parlamentul României și să intrăm la guvernare. Ajută. Păi cine crede că nu mi-ar plăcea, e bolnav, are probleme. Cum păi să crezi așa ceva? Asta de mult, că ați vrea un grup parlamentar. Automat, dar și cum să faci? Eu mi-am dat toată silința, de la 20 ceva de ani și până la 50 ceva de ani. Iată, de 30 de ani mă tot chinui în țara problema asta să fac ceva. Problema cred că este una singură, adică cel puțin un element care a lipsit întotdeauna în anii electorali minorității rome este unitatea. Păi nici nu înțeleg ce înseamnă aia unitate, pentru că ei sunt dezbinați de măduva oaselor. Ei aparent sunt uniți, dar așa sunt dezbinați. Că ăla, altfel ăla, mergi, sunt dezbinați. Mergi cu reprezentantul tău și vezi cum te reprezintă chiar și la nivel local unde spuneați că... Mica, nu pun foarte mult accent ei pe problemele la nivel național. Ei nu pun foarte mult accent pe reprezentativitate, nu pun accent pe istorie, pe tradiție, pe cultură, pe apartenență de grup. Nu pun. Ei sunt învățați în grupuri mai mici sau mai mari să se descurce. Și atunci tu tragi de ei ca să poată să se rezolvi niște probleme și la un moment dat spun, lasă-mă, Dumnezeu, în pace. Păi câți n-am întâlnit eu acum în campania de anul trecut de la recensământ, care nu se declarau. Măi, Monica, despre ce vorbim? În Ialomița există un oraș, o zonă, nu-i mai dau numele, un cartier întreg, cred că sunt vreo 700-800 de romi acolo. Oamenii, dacă vreți să-i spun, la țăndărei, n-au vrut să se declare. De ce crezi că n-au vrut să se declare? O dită mai comunitate, adică... Da, nu au vrut să se declare. De ce crezi? De ce? Pentru că au spus că ia în evidență și că ei afară nu mai pot pleca și că o să vină după ei și o să-i întrebe de unde au mașini, de unde au case, de unde au aia, de unde au... Păi zic, bă, oricum vă întreabă, stați liniștiți, nu e neapărat nevoie să declar că ești venit român sau nu. Ai număr la poartă, da, ai buletin aici, da, ai, da? Păi nu vine să te întrebe, oricum. Deci, iată, ei încearcă mai degrabă să-și rezolve problemele așa, într-un cerc închis, dar nu deschis. Este o muncă foarte mare. Eu nu cred în iluzii, eu sunt genul de om care sunt practic, nu pragmatic. Eu știu că întotdeauna unul și unul fac doi. Dacă poate să-mi iasă unul și unul să-mi dea doi, atunci e ok, mă apuc de treabă. Dacă nu, nu. Am fost visător la început. Am crezut că poate există, deși procentul de a crede dintr-o scară de la 1 la 10 era cam de 2 spre 3. Credeam așa. Cam 3%. Credeam, domne, aș putea să fac o figură, s-ar putea întâmpla pe teritoriul României lucruri mari. Dar nu se întâmplă. Nu mai spun că și în grupuri, și la noi, între noi ca organizație și între noi ca lideri mai,
mai așezați cu scaunul la cap și între noi există discuții. Nu mai spun că sunt foarte, 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 foarte mulți romi. Romi, cetățeni români de etnie rom, țigani, care sunt introduși mascat pe față, pe spate, nu contează cum, în partidele politice. PSD-ul e plin. PNL-ul e plin. Au fost și la USR. Aurul nu mai vorbim. Plin de țigani. Puzderie. Și influențează partidele politice și tot ce mai vor ei ca să tragă pe zona lor. Și atunci, ce, eu sunt Don Quixote, să vă... Ce sunt, doar mă bat cu modele de bani? Ajungem unde am spus, unitate. Bine. Această unitate care ar fi benefică pentru aceste comunități care trag din greu. Pentru că omul sărac, până la urmă, știți ce... Noi vorbim așa, știți, la nivel mare. Dar un om simplu se gândește ce mănâncă a doua zi. Asta și este. Este o mare durere. Un om simplu nu stă să se gândească sau să facă o analiză cu cine votez anul ăsta, stai că vine partidul politic ăla, că n-are la carte să uite la televizor să știe de aur, de balaur, de mai știu eu cine, dar omul se gândește, eu ce fac mâine, cu ce trimit copilul la școală, ce mănânc, casă am, chirie plătesc, n-am casă, n-am acte. Monica. Mase ușor de manevrat, astea sunt, ăsta e până la urmă realitatea, sunt niște comunități ușor de manevrat, unele dintre ele. 90% dintre ele. Monica, eu vreau să închei într-o notă optimistă și să spun așa, că loc de mai bine este. Important este dacă în cadrul comunităților de romi, nu puține, multe la număr, peste 500 la număr, ar exista o revoluție interioară în fiecare în parte. Se spune, dom'le, gata, stop. Vrem să votăm, să dăm un cec în alb Partidei Romilor și la alegerile parlamentare să avem grup parlamentar. Să vedem că se întâmplă chestiunea asta. Și atunci vii să mă tragi la răspundere dacă am făcut sau n-am făcut ceva. Există loc de mai bine și la alegerile locale. Există loc de mai bine pentru toată lumea. Dar aici îți trebuie o conștiință de sine și oamenii noștri și liderii noștri trebuie să o lase mai moale, să ia piciorul după accelerație, să nu mai încerce să influențeze. Adică este un efort care trebuie să-l facem, un efort comun. Nu înseamnă să arăți cu degetul doar către o singură persoană și să învinovățezi doar pe aceea, pentru că tu trebuie să-ți ascunzi cumva tactic și liniștit interesele tale. Așa stau lucrurile. Mă rog, vom mai discuta și altă dată. Revin și spun, ar trebui să încheiem într-o notă optimistă, pentru că sunt Sfintele Sărbători de Paști, și să ne gândim că poate Dumnezeu ne va da înțelepciune ca la alegerile de la anul lucrurile să se schimbe în bine. Favorabil pentru această minoritate, greu încercat, aș putea să spun, pentru că de ani de zile ne chinuim să ajungem într-un punct unde să putem să spunem liniștiți că ne este mai bine. Vă mulțumesc, domnule Pon, pentru acest dialog și vă aștept și în edițiile viitoare. Eu personal vă doresc să aveți sărbători binecuvântate alături de familie și dacă pe final aveți un mesaj pentru telespectatori, v-aș ruga să-l faceți. Mulțumesc pentru oportunitate și pentru prilejul pe care mi l-ați oferit. Din suflet doresc tuturor românilor și din țară și din afară un Paște liniștit alături de familie și cei dragi. Să ne ferească Dumnezeu de boală, să ne ferească Dumnezeu de război, de cutremure, să încercăm să fim un pic mai aproape de Dumnezeu și un pic mai cu frică de Dumnezeu și cu credință. Cred că nu strică nimănui ca să schimbe puțin atitudinea și să încercăm să fim mai iubitori, să ne respectăm și să ne iubim mai mult. Hristos a înviat! Vă doresc să aveți sărbători cu lumină, să fiți sănătoși și un Paște liniștit! We'll be right back.
În apropierea Sfintelor Sărbători de Paște, membrii organizației de tineret a Partidei Romilor s-au gândit inclusiv la persoanele dezavantajate și au dorit să îi sprijine pe cei cu o condiție materială precară. În Săptămâna Mare, tinerii din Partida Romilor au strâns fonduri și au cumpărat alimente de bază, produse de igienă și dulciuri pentru a le împărți membrilor familiilor defavorizate din sectorul 5 al capitalei. În acțiunea de solidaritate s-au implicat și reprezentantele organizației de femei a Partidei Romilor din sectorul 5. Ca în fiecare an, la filiala sectorului 5 ne-am pregătit pentru a veni în sprijinul familiilor defavorizate, să putem să aducem pe masa fiecăruia dintre ei câteva dintre alimentele pe care le-am procurat pentru aceștia. Mulțumim pentru sprijin domnului președinte Nicolae Păun pentru a putea aduce un zâmbet pe fețele tuturor celor ce au nevoie acum în Săptămâna Mare. Vă doresc un Paște fericit, plin de bucurii și de sănătate. Cunoscând situațiile grele cu care se confruntă multe comunități de romi, echipa Partidei Romilor s-a deplasat la domiciliul unei familii greu încercate din cartierul Ferentar din București. Ce faceți? Da? Mergeți la școală? Da! Foarte bine, așa să faceți, să mergeți la școală și uitați din partea noastră, din partea organizației de tineret a Partidei Romilor și din partea organizației de femei, tot de la Partida Romilor. Sunt aici dulciuri, alimente de bază pentru masa de Paști și sper să mergeți în continuare la școală, să învățați bine, să fiți serioși în viață. Eu vă doresc sărbători fericite, Paște fericit și Dumnezeu să fie cu voi și niciodată să nu încetați să credeți în El și în visele voastre, da? Trebuie să credeți în visele voastre și orice ce vă puneți în minte, să credeți și veți reuși. Într-o garsonieră modestă de 40 de metri pătrați, un părinte cu probleme grave de sănătate își crește singur cei 5 copii. Din păcate, familia a fost anunțată că va fi evacuată din locuință după perioada sărbătorilor. O să încercăm să facem toate demersurile cu reprezentanții primăriei ca să putem să găsim un loc provizoriu pentru a putea să stați cu copiii. Da? Dorin? Da. Facem toate demersurile ca să găsim un loc în care să puteți sta cu copiii, măcar o perioadă provizorie până când se găsește un loc pentru dumneavoastră. E păcat de copii că nu aveți cum să stați pe drumuri și vorbesc la modul cel mai serios, trebuie să facem demersuri spre ajutorarea lor. Nu vă mai gândiți la supărări acum, gândiți-vă la sărbătoarea Paștilor. Bucurați-vă, v-a dus Dumnezeu un dar. După Paște facem toate demersurile posibile și încercăm să vă ajutăm. În urma gestului caritabil al tinerilor Partidei Romilor, familia lui Marius va întâmpina cu mai multă speranță sărbătoarea Învierii Domnului. Cum primiți cum vi se pare acest ajutor venit din partea Partidei Romilor, acum în Săptămâna Mare? Normal că ne bucurăm. Și copiii, mai ales copiii, fără dulci, fără de toate, ce să mai spun, că nu știu ce să mai spun, deci nu mai am cuvinte. Dumneavoastră ați fi reușit să asigurați câteva lucruri necesare pentru sărbătorile pascale? Nu cred. Da, cine știe, poate că un carton de ou, un cozon, dar nu cred. Dumneavoastră ce venit aveți? Am o pensie de handicap și aia am avut un accident pascular. Deci cam vreo 14-15 milioane. Și câți oameni trăiesc din 14-15 milioane? 5. 5 persoane? Da. Te bucuri de darurile primite? Da. Ce le urezi tu celorlalți copii, prietenilor tăi? Paște fericit! În continuare, echipa Partidei Romilor a vizitat 6 familii care împart aceeași curte. Oamenii au fost surprinși să vadă că, printr-un gest solidar neașteptat, vor avea ce să pună pe masă în ziua de Paște. Ai de toate, ai toate alimentele pentru masa de Paște. Îi dea Dumnezeu sănătate lui Nicu Păun. Și vouă să vă dea. Doamne ajute, să-ți ajute Dumnezeu și familiei tale să fiți... La toată lumea, încetat. Câți copii ai? 7. 7, da. să fie sănătos, mulțumesc să-ți ajute Dumnezeu. An de an ne facem datoria ca să venim în comunitățile dezavantajate, comunitățile noastre, în care venim și noi cu un zâmbet pentru familiile voastre. Da? Nu. Nu trebuie.
La toate sunt copii. Sunt șase, da, de șase copii. Șase, șase. La fel aveți toți. Toate pachetele sunt la fel pentru toată lumea, da? Copiii au fiecare câte un pachetel al lor. E mai greu ăsta. Poți vrea să fii? Da? Mulțumesc, domnul Pământ, să fie sănătos. Mulțumiți în primul rând lui Dumnezeu că vă se gândește la voi în Sfintele Sărbători de Paști. Lui trebuie să-i mulțumiți în primul rând. Deci aveți acolo un pungi și carne și tot ce trebuie, da? Dacă tot stați în aceeași curte, gospodăriți-vă măcar acum de Paști și împărțiți-vă alimentele între voi, pentru că trebuie măcar acum, în perioada asta, în săptămâna mare a Paștelui, să fiți o familie, chiar dacă sunteți familii diferite, copiii cresc împreună și trebuie să existe această bucurie. Îmi dă ea să mănânc, n-are ea, îi dă eu să mănânc. Așa stăm noi în familia asta. Foarte bine, așa este frumos. Ne ajutăm unii cu alții. Doamne ajută să vă fie de folos aceste alimente pentru masa de Paști. Și sper că v-ați bucurat și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest dar, pentru că în primul rând din partea lui este. Și noi, Dumnezeu lucrează prin oameni și de data aceasta lucra prin noi. Peste 30 de suflete trăiesc extrem de modest în aceeași gospodărie, iar pe lângă veniturile mici, au de gestionat numeroase probleme. Câți copii aveți, doamnă? Eu în total am 9 copii. Și să vă trăiască și v-ați fi descurcat să puneți ceva pe masa de Paște fără acest ajutor venit din partea Partidei Romilor? Descurcăm, nu prea. Noi mulțumim domnul Nicolae Păun că ne-a ajutat cu ce ne-a ajutat aici și dorim multă sănătate și numai bine. Că ne-a dat și nouă ce trebuia să ne-a ajutat. Îi mulțumesc foarte mult și la băieții care îi pângă și fete și tot, le doresc multă sănătate la copii, la tot, că ne-a ajutat cu ce a putut. Cam ce venit pe cap de familie aveți aici, în această curte? O cap de familie e soțul meu care lucrează atât. Și a lucrat ea la copii. Atât. N-am ajutor, n-am absolut nimic, decât singură salariul lui care lucrează el pe șpagă la spălătorie și a lucrat ea copiilor, atât. Rest n-am nimic venit. În contextul actual, cu prețurile care au crescut, cum vă descurcați, cum trăiți? Cum putem? Soțul meu are cancer, e bolnav, are cancer la vezica urinară, bolnav foarte rău. Mă descurc și eu cum pot, cum de Dumnezeu așa mă descurc. Te bucuri de ce ai primit? Da. Este ceea ce așteptai, ce-ți doreai să-ți aducă iepurașul? Da. Și ce le dorești tu în momentul ăsta prietenilor și frățiorilor tăi? Să aibă un Paște fericit, să fie sănătoși. Coordonată de frații Ionuț și Andreea Spăun, acțiunea inițiată de Organizația Centrală de Tineret a Partidei Romilor are menirea de a inspira pe cetățeni astfel încât în spiritul creștin să-și îndrepte atenția către semeni și nevoile lor. Am văzut că v-ați îndreptat către cămine nevoiașe, către familii numeroase, cu nevoi speciale. Te-au impresionat cazurile pe care le-ai văzut? Aș putea spune că mult mai mult decât impresionare, m-au cutremurat puțin mai mult, pentru că sunt cazuri foarte grave și sunt convins, de fapt știu cu siguranță că aici sunt doar anumite cazuri, sunt câteva. În țară și peste tot în toată țara sunt foarte multe cazuri, acestea sunt doar câteva dintre ele, dar mesajul nostru nu trebuie să fie cel de tristețe, de întristare, ci mesajul trebuie să fie cel de bucurie, de veselie. Pentru că înviază Hristos și atunci noi, ca mesageri al lui Hristos, nu putem să venim cu tristețe, ci cu toată veselie. Nu există tristețe care să umbrească această sărbătoare. Andy, tu percepi mai puternic, rezonezi mai puternic cu evenimentele din Săptămâna Mare, tu ai terminat teologia și vreau să ne transmiți un mesaj, să ne spui cum trebuie întâmpinată, indiferent de nivel social, cum trebuie întâmpinată sărbătoarea Paștelui? Sărbătoarea Paștelui ar trebui întâmpinată cu post și cu rugăciune. Postul este așezat tocmai pentru a ne curăți, pentru a curăți haina sufletului nostru, pentru a întâmpina cu cinste și cu bucurie și cu veselie sărbătoarea Paștilor, sărbătoarea Învierii Domnului.
ceea ce am încercat noi să facem acum, am încercat să aducem mai aproape suferința acestor oameni de Dumnezeu. Noi asta am și făcut lor, le-am spus atunci când le-am dat daruri, că în primul rând ar trebui să mulțumească lui Dumnezeu. Noi suntem doar niște trimiși, prin oameni lucrează Dumnezeu absolut. Sper ca mesajul pe care îl transmitem, deci asta și vreau să se rețină, că mesajul pe care dorim să-l transmitem este acela de exemplu. Prin exemplul nostru să-i îndemnăm și pe ceilalți, să-i ajute pe cei aflați în nevoie. Cred că este unul dintre cele mai semnificative gesturi pe care le poți face de Paște. Pentru că, făcând aceasta, respect și porunca Mântuitorului, aceea de a ne iubi unii pe alții. Un alt mesaj foarte important spre încheiere este acela că Hristos este al tuturor, și al românilor, și al romilor, și al tuturor minorităților din România, al tuturor oamenilor de pe suprafața Pământului. Hristos este al tuturor și atunci, dacă Hristos este al tuturor, să ne bucurăm, să ne veselim împreună noi toți cei credincioși de sărbătoarea Învierii. Îmi doresc ca toți credincioșii să-și ajute aproapele, indiferent de mie, indiferent de naționalitate, pentru că Hristos n-a ținut cont niciodată de rasa sau etnia celor cărora le-a propovăduit cuvântul evanghelic, și atunci cu atât mai puțin noi ar trebui să facem asta. Noi ar trebui să ne iubim unii pe alții, ăsta e mesajul Paștelui, ar trebui să ne iubim unii pe alții, ar trebui să ne respectăm unii pe alții, indiferent de etnie, de naționalitate, indiferent de locul de proveniență, să vă bucurați, să vă veseliți de sărbătoare, de sărbătoarea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să nu lăsați nicio tristețe să vă întunece această bucurie, să alungați orice grijă, orice supărare, orice necaz, orice tristețe și să vă veseliți, să vă bucurați de Învierea Mântuitorului. Au nevoie de ajutor, sunt familii cu o situație precară, o situație foarte defavorizată și ne dorim ca să fim alături de ei în această săptămână, să îi bucurăm, să aibă alimente, să pună pe masă, și iar noi, organizația de tineret, împreună cu organizația de femei, ne-am propus și ne ducem mai departe această tradiție de a pune și de a bucura, de a pune alimente pe masa nevoiașilor în săptămâna mare a Paștelui și de a bucura pe copii. Noi, cei de la centru, am făcut acest lucru, probabil că și celelalte filiale din țară, cu prilejul sărbătorilor de Paști, au tendința și vor să facă sau fac același lucru. Acțiunea de astăzi este cu ajutorul Asociației Partida Romilor, prin organizația de tineret, adică prin reprezentant, prin mine, și prin organizația de femei, care a mers pe teren și a identificat familiile nevoiașe care aveau nevoie de ajutor. Totodată este și cu ajutorul nostru, pentru că punem an de an bănuții din buzunarul nostru propriu pentru a-i ajuta, pentru a face ori de câte ori avem posibilitatea și întâlnim familii cu nevoi esențiale, nevoi, spre exemplu, copiii care au nevoie de rechizite, familii care nu au ce pune pe masă în preajma sărbătorilor de Paști sau de Crăciun, și venim în sprijinul lor pentru a-i bucura, pentru a fi aproape de ei, să simtă că Dumnezeu nu i-a lăsat și că speranța și credința nu trebuie să piară. Și cu acest prilej le urez tuturor Paște fericit, iar Dumnezeu să fie aproape de voi și niciodată să nu încetați să credeți în El, pentru că ori de câte ori aveți nevoie, El lucrează prin oameni și este alături de voi. Vă urez sărbătorii pascale fericite și multă liniște în familie și bucurie alături de cei dragi.